Râul Săsar, zeci de ani o apă moartă din cauza mineritului, are o șansă la viață. Pentru că nu mai este poluat, cel puțin nu așa cum a fost cândva, administrația locală urmărește să-l transforme într-un punct de atracție. Iar 2020 este un an în care își va schimba aspectul. Ne-am dorit întotdeauna să avem un râu frumos. După cum cunoașteți, problemele din ultimile zeci de ani cu râul și cât de poluat era și ce aspect avea, reușim în 2020 în sfârșit să amenajăm puțin râul și să avem un râu curat. Odată cu închiderea exploatărilor miniere și scăderea poluării din râu, ne rămâne de amenajat malul și albia minoră a râului. Pentru a schimba înfățișarea Săsarului, administrația locală colaborează cu inginerii de la Apele Române. Ne bucurăm că reușim acest lucru pentru că avem ziduri foarte vechi. Pe zona veche a orașului avem ziduri din jurul anului 1900, una dintre pietrele de la baza zidului este marcată cu anul 1905 și semnul ciocanele minerești. Prin aceste lucrări în care reașezăm albia minoră a râului, protejăm de fapt zidurile vechi, zidurile de piatră, care după părerea mea sunt mult mai frumoase și mai aspectoase decât zidurile moderne. Să știți că deja rațele au ajuns până în Baia Sprie, lucru care părea imposibil acum 4-5 ani. Eu cred că râul își va reveni și în sensul acesta, vom avea și pești, avem din ce în ce mai puține canalizări care se revarsă în Săsar. Colectăm gunoiele menajere selectiv. De altfel, lucrările de schimbare a Săsarului au început de anii trecuți când s-au făcut decolmatări și igienizări.